solicitat să intervină pentru evacuarea apei din mai multe case, dar și din subsolul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș și cel al Policlinicii de Pediatrie. Canalizarea nu a mai făcut față, iar mai multe străzi, pasaje și parcări au fost inundate, ceea ce a îngreunat circulația. Probleme au fost și în Bistrița Năsăud, unde grindina a lovit două comune, iar în pasul Tihuța a plouat torențial în această după-amiază, înregistrat.